Consilierii județeni au votat în cadrul ședinței ordinare din data de 2 noiembrie cei doi vicepreședinți. Astfel, cele două posturi au fost ocupate de Ion Samoilă de la PSD și Mihăiță Beșta, PSD. Pentru cele două funcții au mai candidat și Amelia Giurcan din partea Alianței USR-PNL și Răzvan Meseșanu de la Pro-România. Continuăm ședința prin a vă invita să votați și vicepreședinții, cei doi vicepreședinți, dar și comisiile de specialitate ale Consiliului Județean. Astăzi am avut pe ordinea de zi 5 proiecte de hotărâre de Consiliul Județean, 4 au fost validate, unul a fost scos de pe ordinea de zi. Putem să spunem că astăzi e o zi importantă pentru județul Călăraș și pentru Consiliul Județean. Au fost aleși cei doi vicepreședinți. Acei doi vicepreședinți aleși astăzi sunt din Partidul Social Democrat. Trebuie să facem specificația că Partidul Social Democrat are în componența Consiliului Județean 15 consilieri județeni din 30 de consilieri județeni aleși, iar USR Plus și PNL are 13 consilieri și Partidul Pro-România 2 consilieri. Urmarea votului dat de cetățenii județului Călăraș pentru președintele Consiliului Județean, cel de-al 31-lea consilier județean, sau să-l spunem vot pentru Consiliul Județean, Partidul Social Democrat are majoritatea în Consiliul Județean. Astăzi, Consiliul Județean Călăraș, prin întrunirea ședinței, și-a desemnat cei doi vicepreședinți ai Consiliului Județean. Acești doi vicepreședinți sunt în persoana domnului Samuilă Ion, vicepreședinte ales astăzi, și în persoana domnului Mihăiță Beștea, ales astăzi vicepreședinte. Cred că cu alegerile de astăzi s-a încheiat, să spunem, formarea executivului Consiliului Județean și din momentul de față noi vom proceda la ceea ce avem de făcut, avem mult de muncă la Consiliul Județean, avem de implementat în diverse faze 28 de proiecte ale Consiliului Județean, valoarea depășește 100 de milioane de euro și vrem să mai accesăm încă mult mai multe proiecte la Consiliul Județean, ceea ce înseamnă că următoarea sesiune de depunere de proiecte pe fonduri europene, care se va lansa începând cu februarie de la anul, noi vom fi prezenți și vom depune proiecte pentru modernizarea infrastructurii județului Călăraș, infrastructurii de sănătate, infrastructurii de învățământ. Astea sunt, să spunem, o trecere revistă la ce s-a întâmplat în anul 2016-2020, o trecere revistă la ce a însemnat guvernarea județului Călăraș. Acum, cred că ar fi mai bine ca colegii noștri aleși astăzi în această conferință să spună astăzi consilierii județeni le-au dat votul și au ajuns în executivul județului Călăraș. Împreună facem mare echipă a Partidului Social Democrat și sunt veniți cu gânduri să continuăm proiectele și să ne apucăm de treabă pentru viitorul județului Călăraș. Domnule Samuel Ion. Ca să mă prezint puțin, eu vin din mediul privat, activez din 90 până astăzi. Am activat în domeniul privat, dar am și experiența administrativă pentru că am două mandate de consilier județean, am fost președinte de comisie, am fost în comisia de buget. Cred eu că am ajuns la maturitatea și profesională și ca vârstă să pot să ocup o funcție de această demnitate. Așa cum am depus și jurământul, vreau să vă spun că o să pun la toată priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Am pricepere, am activat în firme de construcții și în mai multe domenii. Eu cred că o să fac tot posibilul ca din această poziție să fac datoria față de cei care m-au votat. Și mulțumesc pe această cale domnului președinte și organizației care m-a propus pentru această funcție.
mă bucur că sunt astăzi aici. Am o experiență în administrație de aproape 20 de ani, mai precis 19 ani. 16 dintre ei petrecuți la ITM Călăraș, 4-5 în funcții de conducere. Ultimii 2 ani jumătate m-au găsit în postura de subprefect al județului Călăraș. Am început cu această poveste ca să înțelegeți că, cu toate că sunt nou în Consiliul Județean, consider că am destulă experiență care să mă ajute și să ajute echipa domnului președinte, echipa PSD-ului, să ducă la îndeplinire toate programele și toate proiectele pe care și le-a propus. Cu siguranță vă veți cunoaște și ne vom cunoaște mult mai bine în următoarea perioadă. În încheiere aș vrea să mulțumesc echipei PSD care mi-a acordat această încredere, să-i mulțumesc domnului președinte, să le mulțumesc cetățenilor județului Călăraș în numele echipei PSD pentru votul pe care mi l-au acordat în 27 decembrie și vreau să-i asigur atât în numele meu, cât cu siguranță în numele domnului președinte, în numele întregii noastre echipe, că vom face tot ce va sta în puterile noastre pentru a dezvolta județul. Vă mulțumesc frumos! Întrebări din partea dumneavoastră, dacă sunt? Domnul președinte, am văzut astăzi că s-a legalizat alianța dintre PNL, USR și Pro-România. Lucrul ăsta ar putea deranja la Consiliul Local și vă întreb în calitate de președinte al PSD. Dacă mă întrebați ca președinte al PSD, nu cred că va deranja. Chiar dacă ei și-au certificat, să spunem, prin votul pe care l-au dat astăzi, am văzut că au încercat, au deja la momentul ăsta dorința de a fi o echipă. Opoziția e bună tot timpul, opoziția ne va arăta dacă noi nu avem un parcurs bun și corect față de ce înseamnă interesele cetățeanului din județul Călăraș. Cred că e foarte benefic ce se întâmplă astăzi, că s-a creat o majoritate care am dovedit-o astăzi că putem să trecem prin Consiliul Județean proiectele de hotărâre și, în continuare, cred că vor face o opoziție constructivă pentru binele locuitorilor și binele cetățenilor județului Călăraș. Ați fost în Partidul Național Liberal, v-a deranjat sau, mă rog, mai degrabă, cum comentați faptul că PNL n-a fost în stare să propună un candidat din rândul partidului, mergând pe partenerul de la Alianță, pentru funcția de vicepreședinte? PNL astăzi este într-o reformare și cred că va rămâne într-o reformare și după alegerile parlamentare. Partidul Național Liberal nu își găsesc liderii care să poată să îi conducă și să îi organizeze. Ei, la momentul ăsta, sunt conduși de un ministru secretar de stat numit interimat de către București, e vorba de Emil Dumitru. Emil Dumitru nu are o experiență politică la momentul acesta încât să poată să încoloneze, să spunem, în spatele domniei sale, să încoloneze primarii care sunt destul de rebeli, să-i numesc așa, pentru că dacă dăm timp înapoi, marea majoritate a lor provin din 2004, tot timpul fiind la puterea Consiliului Județean. Imaginați-vă ce se întâmplă acum, nemai având Consiliul Județean, primarii PNL, care totdeauna puterea a fost numai cu ei. Ce înseamnă să nu aibă Consiliul Județean acei primari pe care Ciprian Pandea chiar cu ce referire, să fim echilibrați numai într-un singur sens către PNL și echilibrați către PSD, având o opoziție de 20 de ani, să nu ne gândim și să ne dăm seama că la Călăraș s-a făcut decât o singură politică, o politică PNL, fără să ținem seama de interesele cetățeanilor, să ținem mai de interesele de grup ale celor din PNL. Cum credeți că va decurge relația cu conducerea prefecturii? În campanie și pre-campanie? Foarte bine. Pentru toate măsurile pe care ei cred că le pot lua împotriva Consiliului Județean, sunt șa. Atâta timp cât vor ataca hotărârile, există și legislație în continuare, există și mod de a putea să promovăm proiectele Consiliului Județean în speranța că dacă va fi în continuare atacate proiectele Consiliului Județean, și noi avem soluții de a putea să le prezentăm prefectului după 6 luni de zile. Să le înaintăm prefectului, să le punem la dispoziție și să încercăm să le ducem la bun sfârșit. Le atacă, le revocăm, le punem și dacă au atâta capacitate încât să poată să lupte cu Consiliul Județean, noi suntem dispuși să intrăm și în aceste lupte cu prefectul.
Cât de repede veți proceda la convocarea Consiliului pentru asigurarea plății salariilor angajaților de la DGASPC? Angajații de la DGASPC, după câte știu eu astăzi, prin rectificarea bugetară pe care vroiam, asigurăm acele salarii, o facem o ședință de îndată imediat. Dacă nu mâine, poi mâine avem această ședință de îndată, cu legislația modificată, că putem să facem și în online aceste ședințe, putem să o convocăm și putem să o aprobăm. Aceste în două zile, cred că această problemă cu salariile DGASPC, cu rectificarea bugetară a Consiliului de Țeană, va fi rezolvată în două zile.